vrem să vă aducem în atenție și câteva file din istoria pompierilor și mai exact o să am plăcerea și onoarea să o rog pe doamna Georgiana Soare, care s-a plecat cu mare atenție și cu mare dăruire și multă, multă pasiune în a studia arhivele și a căuta cât mai multe rădăcini ale pompierilor în județul Argeș. Vreau să vă spun că această activitate este circumscrisă tuturor manifestărilor pe care le-am derulat cu începutul lunii septembrie. Am avut o lună foarte aprinsă, foarte încinsă. Pentru noi, luna septembrie este luna în care sărbătorim ziua noastră. Am început cu acțiuni preventive la localități și a fost luna prevenirii incendiilor și dezastrelor la localități și la operatori economici și au desfășurat colegii mei din cadrul Inspecției de Prevenire activități specifice. Am avut împreună cu Muzeul Județean Argeș vineri vernisajul unei expoziții foto pentru doritori. Puteți să vizualizați în holul Muzeului Județean Argeș o galerie foto care surprinde principalele momente din viața pompierilor argeșeni. Marea majoritate a pozelor scot în evidență acțiunile de intervenție la care am participat și nu numai. Am avut duminică, pentru că duminica a fost ziua noastră, pe 13 septembrie. Noi spunem că o acțiune reușită în piața Vasile Milea, în care am mulțumit colaboratorilor, în care am defilat, ne-am prezentat tehnica, am avut colegii care și-au prezentat maestria, mânuirea accesorilor utilajelor. Am avut chiar și un punct medical organizat în piața Milea, în care am acordat nu prim ajutor, n-a fost nevoie, spre fericire. Am acordat asistență medicală, să spun așa, pentru teste de glicemie și tensiune arterială. Am defilat și cu tehnică militară și ziceam că am făcut o bucurie copiilor care au avut oportunitatea și prilejul de a se juca cu tehnica care a fost expusă în piața Milea. Și astăzi continuăm la Centrul Cultural. Suntem onorați că suntem aici și încă o dată vă mulțumesc prietenului meu Marius și Marius Chiva. Acum că toți sunt sub impulsul manifestărilor de ieri, vă rog să-mi permiteți să mânez Centrului Cultural ceva din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care va ajunge la inima, la sufletul dânșilor. Înainte de a începe activitatea pentru care avem o plachetă, mă ajunge un pic Marius, da. Deci, plachetă pe care este inscripționat noul însemn heraldic al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș. Spun noul, pentru că acesta a fost aprobat în ordine al Ministrului Afacerilor Interne în luna august anul acesta. Însemn care reprezintă, l-avem materializat și pe această mapă de prezentare, deci avem însemnul pompierului, casca cu topoarele, grenada explodând. Grenada simbolizează participarea trupelor de pompieri la războiul de independență, în 1877. În partea dreaptă, în triunghiul echilateral albastru pe fond portocaliu, care simbolizează însemnul protecției civile, iar în partea de jos este însemnul heraldic al județului Argeș, vulturul cu cele trei creste montane, pe care îl cunoașteți cu toți. Și suntem onorați să vă mânăm acest însemn heraldic să rămână la loc de cinste aici în vitrinele Centrului Cultural, precum și o diplomă de excelență care se acordă Centrului Cultural Pitești în semn de apreciere pentru sprijinul acordat în gestionarea eficientă a situațiilor de urgență și creșterea siguranței cetățenilor. Mulțumim mult! A devenit o
o tradiție și cam de 14 ani când sărbătorim, având în vedere că acesta este numărul 14, cam de 14 ani, în preajma Zilei Pompierilor, colegii mei aștept pe hârtie gânduri, impresii din activitatea noastră, proiecte de viitor, avem și cuvinte, mesaje transmise de către autoritățile locale. Deci, în cuprinsul acestei reviste din septembrie 2015, am să vă să trec în revistă puțin. Avem mesajul domnului președinte al Consiliului Județean, avem mesajul domnului prefect Mihail Adrian Oprescu cu ocazia Zilei Pompierilor, avem mesajul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, domnul colonel dr. Nicolae Cornea. Avem un articol despre acordarea primei medalii militare românești, cel la care făcea referire doamna Georgiana Soare. Avem un material pe care dânsa l-a inserat și l-a cules cu mare dragoste despre ultima victimă a bătăliei din dealul Spireș, a fost relatată și aici la dumneavoastră anterior. Avem un material care prezintă unul din exercițiile pe care le-am desfășurat anul acesta în județul Argeș. S-a numit exercițiu Mateiaș 2015. A fost un exercițiu specific nou, organizat nouă pompierilor, pentru că a fost bazat pe un scenariu de stingere incendii în zonă montană, zonă greu accesibilă, fonduri forestiere, a se vedea ce se întâmplă prin California sau în alte state. Din fericire, la noi nu am avut așa de mari, dar și noi ne-am confruntat în anii anteriori cu incendii, mai ales la fondul forestier. Și pe timpul acestui exercițiu am testat un concept nou în România. Exercițiul, pot să vă spun că a fost desfășurat în premieră națională, pentru prima dată în România, adică o colaborare între Inspectoratul General al Aviației și pompieri. Asta însemnând aducerea la locul evenimentului, într-un timp foarte scurt, a resurselor. De fapt, ăsta este scopul principal, reducerea timpului de răspuns. Avem un alt material care prezintă faza națională a concursului de protecție civilă cu viața mea apăr viața, concursuri care sunt adresate copiilor, în general gimnaziu și liceu. Așa este conceput acest concurs. Avem după aceea un portret de Salvador, un coleg al nostru, jucănarul Ștefan Bogdan. Este prezentat pe larg ce a făcut, dar într-adevăr este un Salvador și ne mândrim cu el. Avem o prezentare a meritoșilor sportivi argeșeni, pompieri argeșeni, care au participat în perioada sfârșitul iunie, începutul iunie, în statul Virginia, în Statele Unite ale Americii, la competiția sportivă destinată pompierilor și polițiștilor, un concurs mondial, unde colegii noștri au obținut, este vorba de doi pompieri argeșeni, Tistoleasa Mihai și Sorică Constantin, la judo. Tistoleasa a obținut două medalii de argint, de vicecampion mondial, cum ar fi, și Sorică o medalie de argint la judo, la categorii diferite. Avem un material care ne prezintă operaționalizarea ambulanței SMURT de prim ajutor medical calificat la orașul Topoloveni. Deci era singurul oraș din județul Argeș care nu avea un astfel de modul. Am reușit cu sprijinul autorităților locale să operaționalizăm, să dăm drumul să funcționeze și acolo o ambulanță tip B2
tehnic, deci este de prim ajutor medical calificat, este încadrat cu, este încadrată cu paramedici. Avem acel articol pe care l-ați sesizat foarte bine dumneavoastră, pompierul greșește o singură dată și v-am spus, nu numai pompierul, sunt mult mai multe meserii. Noi în cadrul, în rândurile pompierilor acceșeni, avem și pirotehniști, avem și chimiști, avem și salvatori din diverse medii, avem și alpiniști de intervenție, deci sunt mai multe, scafandri nu avem. Este singura specialitate pe care nu o avem, pentru că este foarte greu să recrutăm personalul care are acele abilități, care are acele calități și, eu știu, formarea profesională se face la Constanța, avem un centru acolo și presupune anumite calități, pe care din nefericire nu le-am găsit acum la colegii noștri, dar nu este imposibil, poate apar. Avem și am făcut referire la toate tipurile acestea de intervenții pe care le acoperim. Avem și câine de căutare salvare. Momentan se află la Centrul Kinologic la Sibiu pentru antrenare. Deci avem căutare salvare urbane. Deci nu sunt câini agresivi, sunt câini de căutare și salvare a vieților, mai ales dintre dărâmături. Mai ales dintre dărâmături. Și, în ultimul rând, în finalul revistei am prezentat și activitatea colegilor noștri și colaboratorilor noștri, serviciile private și serviciile voluntare pentru situații de urgență. Avem două servicii de elită cu care ne mândrim. Serviciul 10 Fire Service, care este vicecampion național la faza națională a concursului, au ieșit pe locul 2, a avut la Timișoara. Și mai avem un serviciu voluntar. Serviciile voluntare sunt ființate numai la localități. Serviciul voluntar de la Domnești, iarăși ne mândrim cu acei oameni care la faza națională au obținut locul 4, dar este un loc onorat. Și mai sunt diverse articole în care prezintă activitatea pe linie de resurse umane. Și aici avem o activitate intensă. Colegii mei au reușit să, spre exemplu, să recruteze pentru Academia de Poliție, pentru Școala de Subofițeri de Protecție Civilă și Pompieri, pentru Academia Forțelor Terestre, pentru Academia Tehnică Militară. Și nu vă ascundem faptul că în urma desfășurării concursului de admitere la aceste instituții militare de învățământ, avem din cei pe care i-am recrutat noi la Academia de Poliție 2 candidați reușiți, la Academia Forțelor Terestre 2 candidați reușiți, la Academia Tehnică Militară un candidat reușit, la Școala Militară de Maestri Militari și Ofițeri a Forțelor Terestre Basarab în Pitești un candidat reușit. Nu este meritul nostru, este meritul copilului că au învățat. Noi avem mână bună că îi recrutăm. Și pe ultima pagină, ce v-am spus la începutul discuției noastre, în semnul heraldic al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, cu însemnătatea fiecăror elemente din care este compus și când a fost aprobat. Cam aceasta este toată revista pe care am reușit împreună cu colegii mei să o aducem în atenția dumneavoastră. Ori pe an. Nu, o dată pe an. O dată avem pompierii și mai avem o revistă, când scoatem revista Protecției Civile, la 28 februarie. Înțeles.